să ia potletul de pe, de pe os și băiatul de acolo dezosează spata, care spata la rândul ei va veni tranșată frumos și pregătim pentru cărnați. Preparatele din port sunt realizate după rețete tradiționale, fără să conțină conservanți și aditivi alimentari. Se tocă carnea, după care se o punem la malaxor și adăugăm ingredientele, care e sare, usturoi și pipiar, piperul. Se amestecă și după aceea le introducem la șpriț și introducem pe maț. Cârnații au dispărut primii din galantarele producătorilor care au venit la Sala Transilvania, acolo unde se organizează piața țărănească. Cârnații sunt cei mai căutați acum, în special produsele afumate, afumăturile. Toate afumăturile sunt căutate în perioada asta, ceafa, pecia. Am mai cumpărat și sunt bune și atunci e totul bine. Am luat niște piept afumat de porc, am luat niște ceafă de porc afumată. Am luat numai niște cârnați și niște mușchiuleți. Na, așa, pentru gust odată, pentru început, apă până la Crăciun mai e. Brânza de burduf, telemeaua sau preparatele din cașcaval i-au ademenit pe cumpărători. Și brânză veche, și sloi, și cârnați de oaie, și de toate. Prețurile, eu spun că sunt accesibile față de piață. Aglomerația cea mai mare va fi sâmbătă, așa că mesele producătorilor vor fi mai încărcate decât de obicei.